Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Un bărbat din comuna Șuleta, de 46 de ani, a avut parte de o moarte cumplită. A fost lovit mortal de o mașină care circula din direcția Vaslui spre Bârlad, pe drumul european 581, în zona pensiunii Mira. Poliția face acum cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragicului eveniment. Șoferul de 22 de ani din Bârlad are acum dosar penal pentru ucidere din culpă. Cezar P., victima tragicului accident, era din comuna Șuleta și suferea de o boală psihică. Era un om bun, nu crea probleme, dar avea el așa o pasiune. Mereu pleca de acasă pe jos, a ajuns mereu pe la Bârlad, ba chiar și pe la Focșani. Se întorcea acasă, că îl aduceau polițiștii. Așa i-a fost scris probabil săracu, a precizat un localnic. La ultima repartizare de fonduri pentru comunitățile locale, Consiliul Județean Vaslui și-a oprit 5.000 de lei pentru cheltuielile privind întreținerea drumurilor județene. Din aceste fonduri, în cadrul ultimei ședințe ordinare a CJ-ului, unele sume au fost alocate altor UAT-uri. În acest an, noi am solicitat pentru întreținerea drumurilor 15 milioane de lei și am primit doar 4 milioane de lei. A fost nevoie de investiții pentru a aduce drumurile la viabilitatea optimă. Anul acesta au fost două calamități naturale care au afectat drumurile, a spus Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui. Fostul primar al comunei Poienești, Gheorghe Poede, a fost condamnat de Curtea de Apel Iași la 1 an și 7 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și fals intelectual. Fostul edil al comunei de pe Valea Racovei a fost acuzat că în perioada când conducea instituția a semnat în cunoștință de cauză mai multe documente care au adus prejudicii financiare pentru două persoane din Poienești. În numele multor vasluieni care fac mișcare pe stadionul municipal, consilierii locali ai Partidului Social Democrat propun adaptarea orarului de acces la pistă la orarul de iarnă. Cei care alergă pe pista stadionului municipal din Vaslui ar dori ca orele 17:23, intervalul în care au acces, să devină 15:21, pentru că acum se întunecă mult mai devreme, dar mai ales din cauza frigului. Grupul consilierilor locali ai PSD Vaslui ține cont de propunerea vasluienilor iubitori de mișcare care utilizează pista de alergare a stadionului municipal din Vaslui. În acest sens, am depus la registratura primăriei municipiului Vaslui solicitarea acestor vasluieni de a adapta programul de acces al publicului larg în incinta stadionului la ora de iarnă, au transmis cei de la PSD. Înmormântarea unui bărbat mort de COVID a dovedit încă o dată batjocura la care sunt supuși oamenii atunci când regulile acestei pandemii de pomină sunt înțelese și aplicate de fiecare după cum îi vine. Ion Pară, un localnic din satul Crețeștii de Jos, a decedat la spitalul din Bârlad, iar membrii familiei au fost zoriți să vină să-și ia defunctul acasă, pe care evident să-l ducă la cimitir pentru ca înhumarea să se facă fără zăbavă. I s-a rupt inima celor din familia decedatului când au fost nevoiți să treacă cu mașina mortoară pe lângă casa acestuia fără să stea o clipă. Dar cum COVID-ul este periculos chiar și într-o raclă sigilată, bieții oameni au vrut să respecte indicațiile și l-au dus pe moș Ion tot o fugă în deal la cimitir. La un pas de groapă au lăsat sicriul jos și au așteptat să vină preotul, că nu de alta, dar în mormântările covizilor trebuie să se facă foarte repede, întrucât nici nu știi când virusul SARS-CoV-2 iese tiptil dintre cele patru scânduri și atacă mișelește participanții la funeralii. Preotul paroh însă a părut că nu este de acord cu înmormântarea pe grabă, așa că i-a anunțat pe cei din familie că va veni să îl treacă pe bătrânul în vârstă de peste 70 de ani, abia după ce va oficia un botez și apoi o cununie. Așa că oamenii au mai avut de așteptat lângă raclă vreo 4-5 ore. Nimeni nu spune nimic, pe înțeles. Ori se îngroapă repede mortul de COVID, ori nu. De ce nu l-am putut băga măcar în biserică, în interior? Dacă nu era nicio grabă, l-am fi dus și la noi acasă, într-o curte, să-i facem cele necesare după tradiție. Nu să-l băgăm în cimitir și să stăm cu el printre morminte până se înserează, au spus sătenii supărați. Silvicultorii vasluieni continuă împăduririle. Vor fi plantați puieți și pe Valea Prutului. Pentru anul curent, Direcția Silvică Vaslui și-a propus să realizeze un program de împăduriri pe o suprafață de 105 hectare. Se vorba despre împăduriri integrale pe 41 de hectare, completări pe 37 de hectare și refaceri pe o suprafață de 27. Acțiunea de refacere a zonelor forestiere cuprinde mai multe activități, împăduriri integrale și completări și regenerări naturale. Direcția Silvică Vaslui a încheiat cu bine campania de preluare în paza a pădurilor private. Silvicultorii vasluieni au preluat în pază o suprafață de peste 10.000 de hectare de pădure.
Panică în gara Vaslui. Un bărbat a căzut de pe treptele trenului și a ajuns la spital în stare gravă. Un bărbat în vârstă de 43 de ani din comuna Zorleni a fost transportat sâmbătă după amiază la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, după ce a fost victima unui incident în gara din municipiul Reședință de Județ. Potrivit reprezentanților ISU Vaslui, bărbatul ar fi căzut de pe treptele trenului în care încerca să se urce, suferind leziuni grave la nivelul capului. Martorii spun că acesta se afla într-o stare avansată de ebrietate și abia se putea ține pe picioare. Peste 2000 de elevi au intrat în online, iar zeci de cadre didactice s-au infectat cu COVID în ultima săptămână. Numai puțin de 2016 elevi fac orele online, în condițiile în care 105 copii au fost diagnosticați cu COVID, iar 66 au fost carantinați în ultima săptămână, potrivit celor mai recente date furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. De asemenea, din rândul personalului școlar, peste 50 de persoane s-au infectat în perioada 27 septembrie-1 octombrie 2021. Pragul de 6 la 1000 la care se trecea în online a fost eliminat, însă au fost introduse noi reguli. Elevii vor putea fi testați cu ajutorul testelor cu salivă, care nu sunt încă omologate, fără a fi nevoie de acordul părinților. De asemenea, cursurile se suspendă la o școală dacă 50% dintre clase au activitatea întreruptă din cauza COVID-19. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.